Clar că să pot să văd și să... Deci, ideea programului, în primul rând, din titlu, da, era ceva pentru mai departe, deci o proiecție încolo, ceva altceva decât ce făceam până acum și am și așteptat asta. De multe puncte de vedere. Deci nu știu, din ce sens vrei să-ți fac un rezumat. Păi, ziceai că... Adică dăm o nișă pe care să-ți răspund, că altfel răspunsul e foarte, foarte vast. Ziceai că o să faci lucrurile altfel decât le-ai făcut până acum. Da. Cum, ce anume simțeai că lipsește în felul în care predai informatica până acum? Poate că și o parte de... Deci numai cum predăm, deci de la curiculă, ce predăm, cum predăm, totul se leagă. Că lucrurile sunt super legate, că degeaba vreau eu să predau într-un anumit fel când finalitatea este scrisă de mână programare, că predau numai programare, de exemplu. Și atunci vreau... și poate și din... De ce n-am aplicat poate mai repede? Că faci, ați făcut și anul trecut, când n-am știut. Una la mână și doi la mână, fiindcă era timpul și cred că pentru toți e timpul să gândim că schimbarea numai de la noi poate pleca, de jos în sus. Deci, clar, dacă mai așteptăm de 30 de ani. Inițial pentru dezvoltarea mea profesională, pe care, bineînțeles, să pot dobândi din programul ăsta ceva ce să pot să dăruiesc urmă copiilor, exact ce zice și Țuțea. Este, de altfel, v-am și zis în feedback-ul respectiv, v-am spus, așa am început, dacă mai aduceți aminte, că nu o să fac economie de cuvinte. Cuplat și pe un moment în viață în care am o resetare pe diverse planuri, imens, foarte mult, fără să folosesc cuvinte mari. Hai să luăm așa, ca un profesor, da, pe capitole odată. Pornind de la ideea să continui cu a schimba ceva, a aduce ceva altfel, programarea, mediile, programarea vizuală vine peste noi, tot felul de programe care au un impact, cel puțin în clasa 11 a copiii, deja se simt în largul lor că le dai genul de proiect, targetul de făcut cu numai în fiecare zi, nu-i problemă dacă astăzi nu are poate cheful necesar sau ce știu, cum le spun eu, poate astăzi te-ai certat cu mândruța că sunt la vârsta la care ar trebui să se îndrăgostească, nu? Așa e în firesc. Și poate că astăzi, ce știu, ce discuții o fi avut și nu-i merge. Și eu astăzi îl evaluez în carcasa aia. Deci metoda proiectului, ca să-i spun, sau o formă ei, că ea e mai complexă. Deci aveam nevoie de astfel de schimbări și atunci când faci o schimbare, să-ți iei feedback-ul numai după ce copilul termină, ajunge pe anumit canal, e foarte departe feedback-ul respectiv. Deci ai nevoie și de un feedback și de o încurajare a unor oameni care lucrează ca tine. Ori, asta e una dintre marile chestii oferite de Predau Viitor. Faptul că suntem 25 de oameni, profesori de info și ne validăm unii altora metodele de lucru. Adică ai de acum înainte o să am clar siguranța. Ce facem noi este ok. Ce facem e foarte important, fiindcă intervin tot felul de bariere, de discuții. Trăim într-o societate în care foarte multă lume își permite să... De multe ori știu mai bine ce trebuie să facă alții, nu ce trebuie să facă ei. Și astea, mă dați seama, lucrez cu copiilor. Normal că opinia lor contează. Și ai nevoie de niște repere după ideea că nu neapărat drumul care pare a fi ușor este și cel bun. Drumul bun câteodată e cu foarte multe opreli și atunci ca să știi că este binele nu de moment și ăla general, ai nevoie să comunici cu colegii tăi. Lucru care o să ziceți, da, dar bine, ai colegi în județ, în școală, da, dar de multe ori comunicarea acolo este și nu este, poți să-i acuz de subiectivism, că îți dau dreptate fiindcă te plac pe tine ca persoană, ori nu despre aia ai nevoie, ai nevoie de adevăr în sensul ăsta, și științific, și pedagogic, și metodic. Deci asta ar fi un nevoie asta personală de a ști că fac bine. Cuplat cu faptul că
metodele astea noi de a lucra, care le-am văzut aici, de a ajunge la emoția, da, mă gândesc la Vasile, cu toate lucrurile care le-am învățat. E un buchet așa, de din diverse astea care aduc. Acum, multe mi-ar trece prin cap și poate nu sunt chiar într-o coerență ideală, dar multe sunt, multe. Prietenii pe care mi-am făcut aici, în Preda Viitorului, sunt un câștig. O să rămânem, o să facem produsele mai departe. Site-ul respectiv care ni l-am pus în grupul meu de lucru, în care o să încercăm ca ce am făcut noi aici și am văzut ca reguli de bune practici și ce o să mai facem, să fie accesibil celor care doresc să facă, colegi de-i noștri, elevi, whatever. Clar, pe un termen lung, adică nu ora de info, să zicem, să dobândim anumit, o unitate de învățare. Trebuie să dobândească niște nouă astăzi. Mm-hmm. Și cum le-aș prezenta eu colegilor că a trebuit să țină ora ca să se cheme ora ideală de info, cu viziunea mea. Da, păi, să li se dea tema copiilor, deci nu, categoric nu, să nu fie lăsați ei așa să aleagă orice, fiindcă se produce un pic de haos și acum depinde în ce nivel ai fi de învățare, dar la un startup, să zicem, al metodei, să li se dea teme, să li se dea ce trebuie, documentație, deci link-ul, el să fie un coach, deci pe ideea de coach aș transmite eu, să le dea tot ce le trebuie și pe urmă să stea să-i ajute și să-i coordoneze în timp ce lucrează. Dar clar, numai cu deadline final pentru promo, eventual un, eu știu, un, să aibă un drău, poate la jumătatea timpului alocat, ca să vadă dacă unde trebuie să intervină mai mult sau mai puțin. Și în rest, învățarea să descopere împreună, sub nici o formă, să nu facă în locul lor. Că e tendința asta din cauza de timp. Din cauza gestionării timpului, avem tendința ca noi să centrăm și noi să dăm cu capul. Adică noi întrebăm, nu este timp, nu, să-i lăsăm un pic în ritmul lor, să știm să le facem grupele heterogen, ca să zic așa, din punctul de vedere al abilităților. Că într-o clasă de mate info, mai ales într-un oraș ca al meu, care nu este foarte mare, nu se vine numai pentru skill-ul de, și dorința de a fi de mate info, fiindcă e așa numită clasă bună. Și atunci copiii, de fapt, au foarte multe talente, dar nu neapărat în, cum îi spunem noi, programare clăpăceală, ci și de organizator, de, am o grămadă de fost absolvenți care sunt medici, Doamne ajută, niște copii absolut, o să mă las pe mâna lor, Doamne feri, dacă e nevoie, fără nicio problemă. Și atunci echipele astea, pentru ca ora asta să fie ok, fiecare să-și găsească un pic locul. Așa aș face. Deci cu teme, gen proiect, clar, metoda proiectului pusă la dispoziție, făcută acolo pentru evaluare, că trebuie să ai și note, o fișă respectivă pe ce există, o grămadă, de fapt, deja sunt făcute, dar termen lucrat și ajutat, consiliat. Să-i ajuți să învețe. Tot ce am învățat din Predau Viitor, la toate firmele și întrebările care am făcut și la Fitbit și la 90% este self-learning, deci noi trebuie să învățăm să învețe, să se descurce, să-i ajutăm, dar nu să facem în locul lor. Oricât de... Deci profesorul, viziunea trecută că profesorul trebuie să impresioneze cu cunoștințele lui pe tablă, da, fiindcă nu aveau de unde să-și ia, poate. Acum sunt la două clicuri de aflarea unei informații. Problema e să-i motivezi, să vrea. Să răspunzi la întrebarea unei... Deci, cred că asta trebuie să avem toți în minte. S-a pus la un moment dat o întrebare de genul, de ce fata unui coleg, enervată, vedea lucrarea la geografie, de ce trebuie să mai învețe ea toate capitalele lumii? Că doar are mobilul, scoate și îl caută. Și e un subiect de discutat. Că totuși cultura generală și în anumite momente în viață trebuie să reacționez fără să ai un... Da? Dar pe de altă parte, și noi trebuie să ne transformăm în baze de date stocate. Cum că nu, și nici mai merge, ne depășește volumul. Deci, clar, paradigma e
să lucrăm, să căutăm, să știm, să utilizăm în detrimentul, sau nu în detrimentul, că nu e bun termenul. Nu în dorința de a stoca informații și de a ști să o folosești frumos, eficient, sănătos, cum spun eu. Bune obișnuințe de a învăța, adaptat la ce target are propus, fiindcă o grămadă de abilități care trebuie să le învețe. Informatica, cum le spun eu, întâmplător nu-i decât cobaiul pe care lucrăm împreună. Dar trebuie să fie, să știe să se prezinte, să poată să-și depășească inhibițiile, că de-aia ajung eu la proiect și cred foarte mult în el, fiindcă vor trebui să-l prezinte. Și este o mare problemă pentru noi, ca maturi, să ne aflăm în fața, nu în oră, că în oră suntem în elementul nostru. Dacă trebuie să vorbești în alte contexte, ai emoții. Orice om de bun simț cred că are emoții, nesimțit, nu-i pasă și gata. Și deci trebuie să aibă și dezvoltate, practic, cred că important e să-i pregătim pentru fiecare din situațiile astea, să nu fie pentru ei un șoc în momentul în care vor ajunge în lumea aceea deschisă, reală, să le facă, pentru ei să înțeleagă că asta e o parte firească din viață, să nu ducă ca povară și să știe să fie, să se bucure. Nu știu, poate că cel mai, eu ce aș încerca să le transmit sau mi-ar plăcea să vadă la mine, că este că eu am luat-o ca un mod de viață. Treaba asta nu există. De multe ori auzi că profesional așa, dar omul, ei nu știu ce, artistul, asta n-artă cel mult. Că trebuie să te uiți la artist și nu la om. Se poate, ei trăiesc împreună, adică sunt în același trup. Și ei să înțeleagă că se pregătesc pentru o meserie pe care trebuie să facă toată viața și viața aia să fie fericiți. Cum n-a inventat nimeni fericirea, dar pentru fiecare ce va însemna. Deci nu complex, ar fi foarte complex răspunsul, dar în orice caz să aibă pregătirea de a se lupta pe urmă cu lumea asta dincolo, din care nu mai au un coach care să-i coordoneze. Deci deja să știe, o să vină pase, o să vină ca în sport, da, o să vină mingea, eu te pregătesc să o prinzi, mi-am făcut basket, de exemplu, da? De-aia poți să vină de oriunde. Eu te învăț că trebuie să ții întotdeauna mâna așa, nu ține așa că te vei, o să-ți, cum se spune, rupi încheietura, în fine, sau unghiile, în fine, cum am pățit eu acum. Deci cred că asta e foarte important, nu știu, eu am partea asta așa foarte pragmatică, adică întâi trebuie să, nu știu eu foarte bine la 18 ani ce îi face fericiți, ai fost să fii serios, nu știu, o viață întreagă. Dar măcar știm ce ne place și ce nu, sau care ar fi tendința pe care să mergem și pentru treaba asta să-i pregătim cu sufletul respectiv. Categoric. Și numai acum, nu, ca să vă zic așa, deci până și la cei neprietenii mei, programul ăsta chiar vreau să recomand. Mie personal mi-a schimbat foarte multe din, adică nu știu cum să vă zic, până la Predoa Viitor era o chestie, de acum e un alt zero, am început de la, deci mi-au confirmat foarte multe chestii. Și în primul rând, cred că printre primele programe, de fapt nici nu mi-aduc aminte, hai să nu, sincer nu mi-aduc aminte, am mai fost într-un program în care lucrurile să se desfășoare așa. Și cu finalitatea, o văd de anul trecut, de exemplu, eu o să folosesc din caietul scos de colegii de anul trecut, la sketch, pentru cei de 5-8, în activitatea pe care o fac pe accelerator, am integrat, deci am deja o treabă și făcut un program pe care o să-l aplic la copii de a 6-a și a 7-a, că ei nu prind. Adică ăștia care vin după ei au prins curicula nouă de TIC. Ei rămân un pic așa descoperiți. Ăștia care sunt deja în a noua, deja fac TIC. Și ca să nu fie așa un pic, eu știu, gaură, o crevasă, astea, mi-am propus să fac istoria asta și tot ce voi face ca metode sunt luate și
adunate din tot ce am făcut aici la Preda Viitor. Și v-am zis, cel mai bun chestie este că le-aș recomanda și dușmanilor. Deci m-a făcut să trec și peste orice fel de orgolii, că le avem în învățământ multe. Hai să fim serioși, corect? Nu-i așa? Nu știu. Da, deci nu. Și la modul în care am fost tratat și așa mai departe. Că de acolo începe.